Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la Filipeni, capitolul 4, versetul 13. Un verset super cunoscut, Filipeni 4, cu 13. Pot totul în Hristos, care mă întărește. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi, într-adevăr o zi specială pentru mine, pentru familia mea. Mulțumesc Domnului pentru cuvintele frumoase pe care fratele păstor Devi le-a rostit la adresa mea și a casei mele. Înainte de a rosti un mesaj pentru dimineața aceasta în limba română, dați-mi voie să vă familiarizez cu câteva lucruri despre mine, despre viața mea. Cu 70 de ani în urmă, septembrie 29, 1954, mama, care era însărcinată, pe punctul să nască, s-a uitat în jur și nu era nimeni să o ajute. Tata era plecat la mină, a lucrat 20 de ani în mină și tocmai a trecut pe la noi o mătușă, o soră de-a lui tata. Și mama i-a spus acestei mătuși: domniță, cred că mi-a venit vremea să nasc. Era o zi foarte ploioasă și rece atunci. Și mătușa a zis: mă duc să prind cai la căruță și plecăm la dispensar. La noi în sat nu era dispensar. Trebuia să mergi 6-7 kilometri într-altă comună unde era dispensar ca să mă nască. A prins mătușa cai la căruță și a plecat cu mama spre dispensar. Dar drumul era un drum neasfaltat, că era uitat de asfalt și de curent electric pe vremea aceea. Căruța a scuturat-o foarte tare pe mama și mama s-a trezit că îi spune mătușii: domniți, eu cred că nasc în căruță. Iar mătușii a zis: păi n-ai ce face, naște-l. Și așa că m-a născut în căruță. M-a șters cu șorțul, m-a pus în fân să mă încălzesc și am plecat, am ajuns la dispensar. În anii aceștia, de când mă duc mereu la România, într-una din vizite m-am întâlnit cu mama și mama îmi spune: dar unde pleci de aici, din România? Și am spus: mă duc în Spania, mamă. Și ca orice mamă iubitoare și simplă, mi-a zis: vai, dragul mami, tu ești tot pe drum. Și am zis: mamă, dar mi-a ta ești de vină. Și dar cum? Păi dacă m-ai făcut în căruță, unde vrei să fiu? Pe drum. Așa este, suntem pe drum. Mulțumesc Domnului acum pentru 70 de ani. Mulțumesc Domnului pentru familie, a avut răbdare cu mine și am să vă spun câți ani. Pentru că vreau să vă spun câteva lucruri despre luna septembrie în viața mea. Deci m-am născut cu 70 de ani în urmă. Ca orice copil din România, am început școala în luna septembrie. Apoi, cu 60 de ani în urmă, exact, tot în septembrie, mi-am rupt piciorul. 51 de ani în urmă, în septembrie, m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. 48 de ani în urmă, în luna septembrie, m-am căsătorit cu Magdalena.
47 de ani în urmă, septembrie, mi s-a născut primul băiat, Flaviu. Când a venit vremea lui Călin, a zis, tată, mai schimbăm luna, așa că el a mutat-o în noiembrie. <laughs> 38 de ani în urmă, în luna septembrie, am fost acceptat în Statele Unite. 31 de ani în urmă, în luna septembrie, am devenit cetățean american. O lună plină de binecuvântări pentru mine, plină de evenimente. Afară de aceste evenimente din septembrie, de 48 de ani predic Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. De 44 de ani sunt păstor plin, așa că sunteți mai bătrân, frate David. <laughs> 37 de ani în urmă, împreună cu fratele Arpe și cu fratele Oros, am deschis Biserica Emanuel. 27 de ani am fost profesor la Institutul Teologic Pentecostal din București. O activitate, cred că, mare pentru un om mic ca mine, dar aceasta a fost mâna lui Dumnezeu și mulțumesc Domnului pentru toate binecuvântările Lui. Mulțumesc Domnului pentru frații și cumnații mei care sunt aici în Statele Unite și care sunt o pricină de încurajare pentru mine. Și bineînțeles că mulțumesc Domnului pentru Biserica Emanuel, care a fost și este bucuria vieții mele. În dimineața aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj simplu, dar practic, din acest pasaj pe care l-am citit, pot totul în Hristos care mă întărește. Mesajul meu se intitulează, tot după cuvântul Domnului, putere cât zilele tale. Putere cât zilele tale. Dumnezeu i-a promis lui Asher, prin Moise, îți voi da putere să ai cât zilele tale. Și așa face Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Ne dă putere câte zile avem pe pământ, chiar dacă uneori credem că, așa cum a fost apostolul în corabie, învățătorule, pierim. Dar n-au pierit. Pentru că Domnul are grijă să avem puterea necesară ca să ne bucurăm de viață, de biruință și mai ales de prezența Domnului Iisus în viața noastră. Trei lucruri speciale se văd în acest verset pe care l-am citit legate de puterea pe care ne-o dă Domnul. Primul este autorul puterii. Spune aici cuvântul prin Sfântul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește, care mă împuternicește. Autorul puterii este Iisus Hristos. Este singurul care a putut să spună pe bună dreptate, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și sub pământ. Totul este în controlul lui Hristos Domnul. Și de aceea, în această dimineață, dacă ai nevoie de putere, uite-te la două lucruri legate de autorul puterii. Primul, dacă ai nevoie de putere, cere-i puterea. Cere-i puterea. Cuvântul Domnului spune în Matei 7:7-8, cereți și vi se va da. Cereți și vi se va da. Sigur că puterea ne este dată nu ca să ne mândrim cu ea, nu ca să ne îngânfăm cu ea. Puterea ne este dată să putem să slujim, să putem să fim slujitori, să putem să fim mici. Slujim pe semenii noștri, să putem să fim la dispoziția semenilor noștri.
Ăsta este scopul puterii. Nu să stăpânim peste semenii noștri, să-i slujim pe semenii noștri. Deci dacă cineva are nevoie de putere, consideră să o ceri. Și al doilea, creditează lui Hristos puterea ta. Psalmul 62 cu versetul 11, cuvântul Domnului spune în felul următor. Odată mi-a vorbit Domnul. Și ce spune mai departe? De două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. Interesant. Că la unii le vorbește Dumnezeu de 20 de ori și n-aud niciodată. Lui David a vorbit odată și a înțeles. Puterea este a Domnului. Trebuie să credităm puterea celuia care o are. Este Dumnezeu. Roman 15 cu 18, cuvântul Domnului spune, n-aș vrea să amintesc în mijlocul vostru un lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine. Nu Pavel l-a făcut. Poate te-ai rugat pentru cineva și s-a vindecat. Nu rugăciunea ta, nu că n-a fost importantă, nu rugăciunea ta l-a vindecat, ci puterea Domnului Iisus Hristos l-a vindecat. Trebuie să-i dăm credit lui Dumnezeu. Prea mult ne asumăm credit pentru noi. Prea mult. Creditul e al lui Hristos. Mi-aduc aminte că eram păstor la Ploiești și printre membrii bisericii, cei ce s-au mântuit acolo, era o tânără de origine germană, o nemțoaică, și după ce s-a întors la Domnul, a devenit foarte activă. Iubea pe Domnul cu toată inima și nu se oprea să spună la toți despre Domnul Iisus Hristos. Sigur că dorința și dragostea cea mai mare era să spună și familiei din care s-a născut despre Domnul Iisus. Avea un frate, îl chema Rudi, și trăia așa, ca și lumea, în beții, în chefuri, fuma într-una, și Rudi a făcut cancer la colon. A fost operat la București și probabil că avea și diabet, pentru că trecuseră 6 luni de zile după operație și operația nu s-a închis la loc în 6 luni de zile. Rudi, un om la 30 și ceva de ani, umbla cu scutece, cu Pampers, scutece, că în România nu erau Pampers la vremea aceea, și trebuia să fie foarte, foarte grijuliu, pentru că în condiția în care se afla, nu putea să-și controleze funcțiile fiziologice și mirosea uneori. Era într-o condiție teribilă. Și într-una din zilele acelea, sora lui, care era la noi la biserică, acum am spune, frate Gog, mâine Rudi vine ca să mă duc din nou la control cu el la București. Dar după ce are loc controlul, vrem să ne întoarcem în Ploiești, să stea 2-3 zile cu mine aici, însă vrem să venim cu el la dumneavoastră, să vă rugați pentru el, să-i faceți ungere cu un de lemn. Sunteți de acord? Cum să nu? Numai el să fie de acord să primească lucrarea aceasta. Și mâine Riche a venit cu Rudi la noi. Soția era de față, soția mea. Ea era o femeie foarte directă și a zis, frate Gog, ăsta este Rudi, fratele meu. Acum l-am adus la dumneavoastră să-i vorbiți despre Domnul, să se întoarcă și el la Domnul și să vă rugați pentru el, că e un om încăpățânat. Și domnul doctor i-a spus astăzi, după ce l-a văzut, că nu i s-a închis operația, că mai are câteva luni de zile și moare.
Și pe drum i-am spus, Rudy, trebuie să te pocăiești, că altfel mori. Dumnezeu îți poate prelungi viața. Și Rudy îmi zice către mine, domnul pastor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și i-am povestit, așa, o jumătate de oră, i-am vorbit ce înseamnă să fii mântuit. Și apoi mă întreabă el și zice, și Domnul acesta Iisus Hristos, care mântuie, poate să și vindece? Și am zis, da, poate și să vindece, pentru că așa ne-a promis. Dar, de exemplu, auziți-mă, când vă rugați pentru un bolnav ca să fie vindecat, un bolnav ca mine, cum faceți? Și am zis, noi, după cuvântul lui Dumnezeu, luăm sticluța cu un de lemn, am scos sticluța și am arătat sticluța cu un de lemn, îl lungem pe frunte, facem o cruce, o cruciuliță pe frunte, chidem ochii, ne punem mâna peste capul lui și ne rugăm Domnului și cel ce vindecă este Dumnezeu. Vreți să mă rog pentru dumneavoastră? Și auziți ce îmi spune. Da, domnule pastor, vreau să vă rugați pentru mine, pentru că îmi dau seama acum că eu numai de Dumnezeu depind și vreau să intre și în inima mea, cum a intrat în inima sorei mele. Dar uitați-vă, pe mine să nu mă ungeți cu mirul din sticluța dumneavoastră, că nu-mi trebuie să rămână în mintea mea că mi-ați făcut ceva vrăji. Vă rog frumos să puneți sticluța deoparte. Am pus-o deoparte, cum a zis. Apoi, știți ce vă rog? Să nu închideți ochii și să nu puneți mâna pe capul meu. Țineți mâinile așa lângă dumneavoastră și cu ochii deschiși vă uitați la mine și așa vă rugați. Mi-a spus tot ce a crezut omul. Și am zis, nicio problemă, domnul Rudy, așa mă rog. Mi-am pus mâinile și m-am rugat pentru el. Până seara, era jur de 4 după masă, dar până seara, până la sfințitul soarelui, operația lui Rudy s-a închis și a fost vindecat complet. M-a sunat și a zis, domnule pastor, mi s-a închis operația, nu mă mai doare nimic, sunt bine. Cred că Domnul Iisus Hristos a avut milă de mine. Am zis, numai El, pentru că nu-i puterea mea, este puterea lui Hristos. Creditul pentru succesul nostru este al lui Hristos în primul rând. Creditul pentru putere este al Domnului Iisus Hristos. De aceea, gândindu-te că El este autorul și ai nevoie, cere, dar și creditează. În al doilea rând, pe lângă autorul puterii, revelat în acest verset, este abilitatea puterii. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului, pot totul. Puterea Domnului Iisus Hristos te abilitează peste toate lucrurile. Sigur, nu peste cele rele, peste toate lucrurile bune. Peste toate lucrurile. Abilitatea puterii lui Dumnezeu este imensă. Pot totul. Totul. Uitați-vă la trei lucruri în care abilitarea puterii lui Hristos se poate vedea în viața noastră. Domeniul fizic. Trăim într-o lume în care avem nevoie de mâncare, avem nevoie de sănătate, avem nevoie de binecuvântări materiale. Acestea le primim de la Dumnezeu, nu de la oameni. Cel ce înmulțește pumnul acela de făină și un de lemnul, nu sunt oamenii. Căci după oameni, un pumn de făină și puțin un de lemn însemnează după aceea moarte. Mâncăm și murim. Dar
Domnul Iisus Hristos are putere și în domeniul fizic. Fratele păstor ne-a vorbit despre umblarea lui Petru pe ape. În lumea fizică, când ai călcat pe apă, nu numai că te-ai udat, te-ai scufundat. Puterea lui Hristos este însă să facă talpa piciorului tău să umble pe apă ca pe uscat. Pentru că Domnul este în controlul naturii. Dar vă rog să notați și să țineți minte acest lucru împreună cu mine. Petru, din 12, a fost singurul care a umblat pe apă. Singur. Și la urmă, când Domnul Iisus Hristos a vorbit cu Petru, i-a zis, puțin, credinciosule. Acum, întrebarea mea este aceasta. Dacă lui Petru, care a umblat pe apă, i-a spus, puțin, credinciosule, cum erau cei care au rămas în corabie? Când nu faci nimic, vrei să ți se spună mare credință? Când la cel ce umblă pe apă, îi se spune puțin credinciosule? Cred că trebuie să fim mai curajoși. Mai curajoși. Am citit un raport, un comentariu al unui ofițer din armata iraniană. La începutul revoluției din Iran în 1979, foarte mulți oameni influenți, politicieni, militari, businessmen din regimul vechi al șahului Iranului au fost arestați și condamnați la moarte, pentru că nu erau compatibili cu revoluția islamică din Iran. Iar cei ce aveau ranguri militare erau condamnați la moarte prin împușcare. Și un general care conducea judecățile acestea și execuțiile acestea a cerut permisiune de la Consiliul Suprem al Revoluției să facă un studiu psihologic cu cei condamnați la moarte, cu ofițerii condamnați la moarte. Și studiul era acesta. După ce li se rostea sentința, le se spunea, aveți la alegere două posibilități. Una, să stați în fața plutonului de execuție, să fiți împușcați. Și a doua opțiune, spunea, uitați, ieșim din închisoare, din celulă, mergeau pe un coridor lung și ajungeau la capătul coridorului unde era o ușă mare, neagră. Și spunea, deschideți ușa aceasta, ieșiți pe ușa aceasta și apoi vedeți ce se întâmplă. Asta este condamnarea voastră. Toți condamnații la moarte au ales plutonul de execuție, pentru că mureau mai repede. Dar un capitan care conducea plutonul de execuție, el făcea mărturisirea aceasta, spunea, într-o zi m-am adresat generalului și am spus, domnule general, la toți le dați aceeași șansă. Ori împușcați, ori să iasă pe ușa aceasta neagră și apoi ce se întâmplă? Eu am o întrebare, dacă ies pe ușa aceasta neagră, ce se întâmplă cu ei? Și a zis generalul, am făcut un studiu despre psihologia fricii. Dacă deschid ușa aceasta neagră și ies pe ea, ies în libertate. Nu le mai are nimeni nicio problemă. Dar pentru că nu știu ce este dincolo de ușă, nu știu că este libertate, la toți le este frică că va fi mai rău decât atunci când stau în fața plutonului de execuție, așa că toți au acceptat să moară. Dar noi am vrut să le dăm libertatea. Frica îi face pe oameni să stea în corabie.
Frica îi face pe oameni să nu acceseze puterea lui Dumnezeu. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, puterea lui Dumnezeu este peste tot. Pot totul, tot domeniul material, fizic, este controlat de Domnul Iisus Hristos. Domeniul moral. Psalmul 119, versetele 9 și 11, prea cunoscute. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Este putere în cuvântul Domnului. Și puterea aceasta a Domnului Iisus Hristos te abilitează să-ți păstrezi echilibrul moral. De asemenea, domeniul spiritual. Galateni 5, cu 22 la 23. Roada Duhului, dimpotrivă. Vă rog să notați acest lucru, acest adevăr. Nu spune că roada noastră, roada Duhului, care este egal cu Iisus Hristos, dimpotrivă, este dragoste, bucurie, pace, înfrânarea poftelor sau autocontrolul. Adică, ceea ce vom numi caracterul sfânt în noi, ne face făpturi noi. Este puterea lui Dumnezeu în noi de a fi o făptură nouă. Este caracterul înnăscut prin naștere din nou. Dar la acest caracter înnăscut trebuie să mai adăugăm abilitatea pe care ne-o dă Domnul Dumnezeu prin efortul personal pe care noi trebuie să-l facem. Este caracter înnăscut și este caracter educat, cultivat. 2 Petru 1, 5 la 8. Este caracterul cultivat prin puterea lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune acolo, de aceea dați-vă și voi ce? Toată silința. Cultivați aceasta. Uniți virtuțile dumnezeiești, creștine. Pe lângă caracterul înnăscut la nașterea din nou, roada Duhului dimpotrivă în noi este. Haideți să și cultivăm și avem puterea aceasta pentru că îndurarea Domnului este cu noi, este peste noi. Deci am văzut autorul puterii, abilitatea puterii și în al treilea rând să vedem aria puterii. Până unde se întinde aria aceasta? Din nou spune aici, pot totul. Aria este imensă, imensă, nemăsurată. Două lucruri aș vrea să le notați legate de aria. Totul cu bucurie. Romani 8 cu 31. Cuvântul lui Dumnezeu spune și dacă Dumnezeu n-a cruțat pe Iisus Hristos, ci l-a dat să moară pentru noi, în versetul 31 spune dacă acest Iisus Hristos este pentru noi, ce se poate întâmpla? Cine ne poate sta împotrivă? Nu? Era cu câțiva ani în urmă o cântare foarte populară pe tema aceasta. Dacă Domnul este cu noi, cine ne poate sta împotrivă? Trebuie să avem bucuria aceasta că Iisus este cu noi și pentru noi. Nu este împotriva noastră. Nu este împotriva noastră. De aceea trebuie să avem convingerea că în aria aceasta a puterii putem să ne bucurăm împreună cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că pe lângă bucurie, totul, nu numai cu bucurie, totul cu Iisus. Acum Romani 8 cu 32. Și acolo cuvântul Domnului spune că Domnul Dumnezeu ne va da toate lucrurile împreună cu El, cu Iisus. Nu putem să avem putere fără Iisus. Nu există viață
fără Iisus. Nu există binecuvântare fără Iisus. Nu există putere cât zilele vieții fără Iisus. Tot ce suntem, tot ce avem, suntem prin El și de la El. Toți acești ani pe care îi împlinesc astăzi, îi datorez lui Dumnezeu. Îi datorez Domnului Iisus Hristos. Pot să mărturisesc cu bucurie și cu convingere pentru încurajarea dumneavoastră. În toți acești ani am văzut dragostea lui Dumnezeu. Și în toți acești ani nu mi-a făcut după faptele mele, ci Dumnezeu m-a tratat după dragostea Lui. Cu îndelunga Lui răbdare, cu bunătatea Lui. Atunci, cum să nu-i mulțumesc? Cum să nu alerg cu cuvântul Evangheliei și să-L împărtășesc până la marginile pământului? Cum să nu-L laud pe Domnul? Și cum să nu împărtășesc cu semenii mei ceea ce am descoperit în Domnul Iisus Hristos? Cu El, când mă va ține, voi alerga și mă voi bucura să-L slujesc. Cu El, după cuvântul Său, putere cât zilele tale, așa spune Deuteronom 33:25. Cu El se poate. Se poate și la tinerețe, se poate și la bătrânețe. Pentru că am intrat acum în rândul bătrânilor. Așa că puteți să-mi spuneți că-s bătrânul bisericii. Asta este realitatea. Am intrat și în rândul bătrânilor. Dar în inimă mă simt tânăr. Și mulțumesc Domnului pentru lucrul acesta. Și mă bucur că într-o zi ca și aceasta putem să sărbătorim. Nu vreau să conclud, să nu mulțumesc familiei Imre și Laura Borcea pentru sponsorarea mesei care va urma, foarte frumos și respectuos din partea lor. Mulțumesc surorilor de la bucătărie, sora Cătălina, sora Dina, cumnata mea Rodi și toată echipa care lucrează acolo. Un efort extraordinar. Rămân îndatorat și rămân recunoscător pentru restul zilelor pe care Dumnezeu mi le-a rânduit. Deci încolo mă aștept la capăt oricând, pentru că în Biblia mea scrie anii vieții noastre se ridică până când? Până la 70. Ia, așa că eu mi-am făcut norma, nu știu ce mai dă Domnul de aici încolo, dar câte zile mi-a mai rânduit Domnul, vreau să-i fiu recunoscător pentru îndurările Lui, pentru binecuvântările Lui. Până la 120, nu? Ok. Sper să vină Domnul până atunci, să nu mai țin așa mult. Vreau să mulțumesc pe această ocale și prietenilor noștri de la internet, foarte mulți mi-au scris și mi-au făcut urări de bine cu ocazia acestei sărbători. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să aibă în vedere toate nevoile dumneavoastră. M-am bucurat când dimineața aceasta și cuscrii mei au putut să vină și familia Sfatcu și familia Olteanu, mai ales că fratele Viorel a avut și o criză zilele trecute cu rinichii. Dacă îl înțelege cineva, eu îl înțeleg că Dumnezeu m-a trecut și pe acolo. Dar mi-a dat putere și peste situația aceea. Pentru că așa face Domnul. Ne ridică din toate neputințele și ne pune în picioare, arătându-ne că depindem de El. Vreau să închei cu acest gând. Mulțumesc Domnului pentru toate lucrurile și mărturisesc că vreau să depind de El în continuare și de bunătatea Lui, atât eu cât și familia mea. Vă iubesc în Domnul și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.